academici părinți, stimați oaspeți, sau mai bine zis, dragi noastre gazde, vă spunem bine ați venit în întâlnim cugetele și inimile în această seară cu colinde tradiționale românești. Am putea spune că niciun popor nu a dezvoltat atât de mult tradiția colindatului, așa cum au făcut-o românii. Reamintindu-ne că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2019 să fie anul comercial al satului românesc, vă spunem că ne-am străduit să acordăm mai multă atenție în alegerea repertoriului nostru, creațiilor populare, folclorice, care sunt adevărate comori teologice și culturale, ce vrem să nu se piardă în timp. Teologia înaltă, exprimată prin cuvinte simple, numai mintea ascuțită a românului putea să atingă. Cum oare au reușit strămoșii noștri să pătrundă atât de adânc tainele lucrării lui Dumnezeu, fără să fie avut cărți de teologie? Întrebări firești cu care ne dorim să vă poziți în această seară alături de noi. Vă invităm în cele ce urmează să ascultați colindele. Triptic, asta e seara de Crăciun, la peștera din Betleem, la poartă la Ștefan Bocă și Dormitorul.